Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un nou episod de CS2 Hacking. Aici o să jucăm cu Plague, ca de obicei bă băieți. Nu uitați, dacă vreți să folosiți codul pe care îl folosesc eu în videoclip, aveți un link în descriere, iar dacă îi dați mesaj ownerului pe forum sau pe Discord sau oriunde și spuneți că ați cumpărat codul de la Raul2K, acesta o să vă dea o săptămână în plus la cod bă băieți, sau puteți să faceți pur și simplu tichet pe site pentru chestia asta și scrieți acolo că ați luat codul de la Raul2K din videoclip. Dați și voi acolo un like bă băieți, facem 1000 de like-uri la acest episod. Din păcate, în momentul de față sunt singur în lobby. O să mai invit câțiva abonați, vedem dacă intră cineva, o să scriu pe serverul de Discord. Intrați și voi acolo pe serverul de Discord dacă vreți să jucați alături de mine în episoade. Și astăzi o să facem provocarea, ca de obicei m-am uitat în comentarii și eu o să facem o provocare. Dacă nu dau headshot, o să se încheie episodul. Deci practic eu trebuie să fac toate kill-urile în match headshot. Dacă n-am dat headshot, s-a închis episodul și nu o să modific în cheat sau ceva, să dau only head cu aim-ul sau chestii. Eu nu o să las peste tot. Aia e cu minorocul, bă băieți, o să trebuiască să avem mare grijă. Știți că am mai încercat o chestie de asta, că dacă mor o să se încheie episodul și a durat 5 minute. Sperăm că nu o să fie cazul și aici. Dați și voi acolo, fraților, like, facem 1000 de like-uri. Nu uitați, dacă vreți codul aveți tot în descriere acolo, și Discord și TikTok și toate cele, și haideți să trecem la episod. Bă băieți, din păcate o să dăm un solo pentru că eu vreau să joc premier. Din păcate a intrat un abonat să joace cu mine, dar nu avea rang să joace premier, așa că o trebuie să-l las. Să nu jucăm bă băieți, să jucăm solo. N-am mai jucat un meci solo de hai de capul meu și de zilele mele de cât timp. Hai să banăm hărțile astea, zic eu, pentru că laptopul ăsta meu pe care l-am în momentul de față nu știu dacă o să duc altă mapă în afară de Inferno sau Miraj. Nici nu vreau să încerc măcar, sau să știu. Sperăm să nu jucăm Anubis, Inferno sau Miraj, sau hai să zicem Vertigo, e perfect. Nu dați bă bani la Vertigo, ce aveți cu Vertigo? Uite, oamenii mei, bă, dau bani la Vertigo, ești nebun la cap. Bă, și voiam să joc, uite-te mă, Anubis sau Miraj. Deci dacă pica Anubis, o să-mi pun pofta în cui, nu știu ce o să fac, habar n-am, dar sper. Yes, a picat Miraj și dăm starting side, da, bun, ăștia toți îți legiți, așa că dau pe CT. Eu preferam mai mult să joc la Tero, dar aia este, bă băieți, n-avem ce face, jucăm la CT, prima parte a meciului. Bă, având în vedere că sunt solo, o să trebuiască să ascund destul de bine codul, pentru că știți și voi foarte bine, pentru că dacă o să-și dea seama băieții că am cod sau o să dau obvious sau chestii de genul, o să ne luăm mare kick din meci și nu ne dorim chestia asta. Un meci corect pe Miraj, bă băieți. O să joc cu setările, nu o să joc chiar legit hacking, pentru că nu, au apăs de multe vremurile în care joci legit hacking. Și gata bă băieți, și oficial a început meciul. Mai avem nevoie aparent de 5 meciuri ca să ne dea rankul pe premier. Chiar o curios ce rank o să iau, adică ce rank, câte puncte o să iau, că acum din ce văd cu puncte, o chestie super de căcat din partea mea, adică părerea mea, pentru că până la urmă arăta mai fain aici, un Global Elite, un Legendary Eagle Master, un ceva, așa cu punctele astea nu prea e de mine, știți ce zic? Bă, dacă o să facem un kill și nu o să dăm cap, o să se încheie episodul, așa că eu acum am mai multe de care să mă stresez. Unul la mână, să dau doar cap, asta e cel mai important, și doi la mână e să nu-și dea seama cu echipierii mei că am cod, pentru că dacă sunt niște oameni de aia care, mamă frate, eu vreau să joc numai legit, numai fără codați, fără nimic, ăla derapează, what the fuck, o să-mi dea kick. Deci trebuie să avem grijă să nu ne luăm kick, hai să dăm un pic de rush. O, moa, vezi că a fost bine ăsta, a fost bine rău, a fost bine rău ăsta. Încă un cap, bun. XD, gata, deja băieții cred că avem coduri. O să încerc să mă retrag, o să încerc să fac maxim 2 kill-uri pe rundă, hai să zicem 3, pentru că e destul de greu, dai numai cap. Aici apare și headshot rate-ul, care se văd și la coechip, și la inamici aparent, și o să vadă inamicii că am dat numai head, o să fie destul de greu și să sperăm că nu o să-și dea seama că am cod. Bot, mamă, deja gata, ne amenință băieții, să uitați pe profilul meu cel mai probabil. Bă, o să ne luăm o armă care este, nici nu știu ce să zic, ce armă să-mi iau, să-mi iau un M4? Hai să-mi iau un M4, că bă că s-o ieftinit. Și Zeus clar nu pot să-mi iau, că trebuie să dau numai cap și nu cred că pot să dau cap cu Zeus-ul. Spuneți-mi voi, dar eu zic că nu pot să dau cap cu Zeus-ul. Juc cu un config luat de pe site. Deci dacă vreți, bă, am dat refund la astea, ești prost? Bă, băiatule, bă, cum am dat refund la astea? Am uitat, nu știu, cred că dacă dau pe insert, mi se pare, dau refund, și eu pe insert am meniu de la cod. Cred că pe insert, oh my god, dau rush băieții pe B. O să mă prefac pe aici că mă uit, pentru că am jucat deja prea multe meciuri obvious. Deși din ce am înțeles nu merge overwatch-ul, ne prefacem așa că ascundem, măcar de coechipier să ascundem, dacă nu ascundem de... Mamă, ce movement de căcat am, dar credeți-mă, pe laptopul ăsta eu acum am maxim 50-60 de FPS-uri, nu știu cum se vede pe video, dar îmi merge super nașpa, așa am input lag mare. Ceea ce mă cam încurcă un pic, haideți să vedem. Mamă, să deja se luptă cu aia din and. Oh, hai cap. Yes, am dat un cap, bun. Oh my god, prea mult. They're all mid, guys. Under pass. Hai că se duc pe B. I think they are going B. Hai că se duc B dacă e ceva. Nici grenada n-am voie, că practic grenada e un kill care n-are, nu-i cap. Știți ce zic? Ăla e cu Gloc-ul acolo pe eco, băieți, așa că putem să dăm un pic de raj. Numai să n-am ghinionul. Hai că s-au să dea pic acum că m-au auzit. Hai bat, hai bossule. Ia să vedem, să-i facem o chestie, bam. Hai că pot să dau drop la armă dacă e ceva. Nu! No! Uai, ce-am crezut că nu i-am dat cap. Mama, m-am căcat pe mine un pic, am crezut că nu i-am dat cap. Uai, ce-am crezut că nu i-am dat cap. Vezi că e cam riscant un pic, să faceți, dăm aici. Uite-l pe ăsta, dar văd doar piciorul. Oh. Pam! Yes! Aici era să-mi dea cuțit, vai de capă, ce era să-mi dea cuțit. Și momentan toate kill-urile sunt capă, băieți, headshot 300%. Voiam să-mi zic că mi-au un AVP, dar din păcate nu pot să-mi iau AVP, pentru că cu AVP-ul nu poți să dai cap așa ușor. Adică poți să dai cap, dar nu m-aș risca cu AVP-ul când pot să am un M4, îi dau un tap direct, dacă are armură 3 tapuri și aia ești nebun la cap. Să încercăm un kill cu Diggle-ul, băieți, ce ziceți? Sunteți de acord cu această nebunie? Aș încerca un kill cu Diggle-ul, de cam riscantea, să merg animația aia la Diggle. E, mamă, cât de mult îmi place animația asta. Stați că dăm și noi cu cuțitul aici. Câte? 7, bun. Hai să vedem. Mamă, cum ar fi fost să fac challenge-ul ăla? Am mai văzut un challenge în comentarii care mi-a plăcut super mult. Ia uite, dăm una prin smoke, headshot. Hai că-i dăm smoke, dacă e ceva. Mamă, e riscant rău de aici. E riscant rău că dacă... Gata, nu mai pot să-i dau, că dacă-i dau acum risc să-l limeresc în corp și aia înseamnă că nu o să dau headshot. Dar o să mergem cu M4, care... Cred că din 29 de mici nu o să-l omoare din prima dacă nu-i dau cap. Și ăsta și a cap instant, cum a ieșit de și lua cap și eu o să iau și a caul. Bam, 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 bam. Hai, frate. Dă-i pic. Dă-i pic. Sau dai o pic. Haha, ți-am luat. Bă, dar nu mai merge gău. Capa. Zici că... A, ok, acum cred că își bagă semi-rage-ul. Am înțeles, ăsta e momentul în care își vor băga inamicii semi-rage-ul, bă, băieți. Ceea ce mi se pare super șmecher, pentru că nu cred că o să pot să le dau headshot dacă își bagă semi-rage-ul. Mamă, mă lasă singur, bă, nu mă lăsați singur. Hai că eu omoară ta, hai că eu omoară dacă e pe amândoi. Bam, bam, bam. Yes, încă un headshot. Mamă, nu vine să credeți, prea bun, băieți. Hai că-s bun dacă e că jocul cod, aia e partea a doua. Doamne, mă, ce mă bucur. Yes. Bă, încă un challenge pe care cred că o să-l duc la final. Ăsta nu e nici chiar ușor ca ultimul challenge pe care l-am făcut, dar nici greu. Bine, nu a fost neapărat greu, m-am prostit eu în primul challenge de l-am terminat așa repede, pentru că, haideți să fim serioși, puteam să termin un meci fără să mor. Uitați, efectiv îl termin pe ăsta fără să mor direct. Am 0 dead-uri. Deci dacă fac meciul ăsta fără niciun dead, nici măcar nu-s cu Sky care să mă ajute. Și meciul ăla în care am fost cu Sky și Sky efectiv putea să-și bage semi-rage-ul, să mă lase pe mine să mor, mă fac de tot căcatul. Și cred că o să mor măcar o dată, măcar intenționat, ca să nu știți ce zic. It's clear, guys. Hai că pot să le dau info dacă e, că dacă le dau info de la nesimțit o să-și dea seama instant că am cod și nu o să pot să... Nu o să pot să termin meciul ăsta. Bă, ideea e să și câștigăm, știți, la challenge. Hai să vedem, păi dăm un cap la asta sau... Ia, Alexander. Bă, eu totuși aș sta să vă dau, poate așa... Na, bine, deja știu că Sander, că l-am omorât pe ăsta. Haideți, băieți, haideți, un tap, un tap, un tap. Aaaa! Mamă! Ioi, mamă, că am riscat spre ăsta. Na, și mi-a dat grenade, ești nebun la cap. Hai că totuși nu facem challenge-ul ăsta. Bă, e bine, momentan am numai head-uri. Chiar dacă cred că o să pierdem runda asta. Ne-au dat-o, băieții, rău de tot. Bă, uite-te în spate, frate. Așa, na, era clar că o să pierdem. Bă, oricum, a fost destul de aproape asta să ia runda. Dar aia este, bă, băieți, mai avem, suntem în avantaj oricum foarte, foarte mare. Și am vrut să-mi iau Scout. Haideți să luăm Scout, să facem treaba mult mai interesantă. Și Deagle, că nu se știe când apare ocazia să fie unul mai aproape de mine și pot să le iau și cu Deagle-ul. Dar e cam riscant, pentru că, iar dacă îl seacă un inamic de-a meu, este 50-50 dacă o să-i dau cap sau corp. Deci sperăm că n-o să avem tristețea, să zic așa, să-i dăm corp la unul. Pentru că în momentul în care eu am făcut un kill care nu este headshot, s-a terminat episodul și ăștia nu știu dacă vin pe A sau pe mid. Stau toți efectiv în bază, unul pe mid, hai să luăm pe ăsta de pe mid. Dacă-i dau un nou scop. Wow, lololo. Da, apare, băieții mei, runda trecută, nu știu ce au făcut, au fost pe SI, mamă, dar mi agață foarte tare când mișc mouse așa. Uitați, nu știu dacă vedeți. Uite, aia. Vedeți? Cred că e și de la mouse, pentru că am mouse-ul ăla la 5 pe lei, care săracul și-o lua numai ca apace și numai am aici on, off o chestie. Dacă-i dau pe on, ce se întâmplă? Wow, avem lumini, bă. Avem ai, că mai merge. Coa, bă, băiatul. Voi vedeți? Voi vedeți? Hai că off dacă ești nebun la cap. Bă, băiat. Băietule. Ce s-a întâmplat cu mouse? Hai că acum, hai că mi-a dat un smoke, m-a terminat. Bă, ca să vedeți și voi cu ce s-a filmez eu și totuși, mamă, m-a rupt ăsta. 40. Haideți să vedem, sunt prea mulți aici. Cap.